Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop. Dragii mei din zodia Berbec, cu ascendent Venus, lună, nodul nord în această zodie. Haideți să vedem cum este posibil să fie pentru voi, deschizătorii de drumuri, luna iunie 2024. Și să începem și foarte bine cu ce? Cu arcanele majore și să vedem care este arcana care urmează să vă guverneze. Înainte de a începe transmisiunea de informații pentru voi, rog cu tot dragul și cu toată dragostea posibilă pe cei care nu rezonează cu ceea ce spun eu pe canal, cu felul în care spun eu ceea ce spun eu pe canal și multe alte treburi, îi rog de pe acum să nu se mai chinuie să mă asculte și să caute alte canale cu care rezonează. Canalul meu nu este pentru toată lumea, am mai spus lucrul acesta și îl repet. Bun. Mulțumesc celor care s-au abonat la canalul meu și care urmează să se aboneze, evident. Haideți să dăm drumul mesajelor și să vedem, dragii mei berbeci, despre ce este vorba, care este arcana care urmează să vă guverneze în luna iunie. Și vedem arcana lunii. Luna, subconștientul, emoțiile, energia feminină este la suprafață sau la fel de bine poate să fie o perioadă în care lucrurile să nu se vadă foarte clar sau emoții să fie multe, multe, multe să iasă la suprafață și să învăluie, să spunem așa, gândirea și mintea rațională, așa că e bine, foarte bine și indicat să vă ascultați intuiția în această lună iunie, dragii mei berbeci. Haideți să vedem bilețelele care sunt cuvintele cheie pentru luna iunie. Când luna este alături de voi, iată primul bilețel sau primul cuvânt cheie este forță. Forță, să ai curaj, să ai încredere și, așa cum ți-am spus, ascultă-ți intuiția că o să fie de folos. Câștig garantat, iată cât de frumos. Haideți să vedem încă un cuvânt cheie, ce mai avem? Ascensiune. Bun, forță, câștig garantat și ascensiune, lucrurile până aici cel puțin arată foarte bine. Să vedem și un titlu sau un îndemn așa de început din partea spiritului și să vedem. Come on stage, start your shining. Urcă-te pe scenă și dă-ți voie să strălucești. Se pare că unii dintre voi, dragii mei berbeci, chiar veți fi în lumina reflectoarelor sau, mă rog, vă pregătiți pentru a urca pe scenă și a fi în lumina reflectoarelor într-o ascensiune așa de neoprit, îmi place mie să cred. Bun, mergem mai departe pe calea astrelor și să vedem și acolo care este trebușoara. Ce se arată? Ce se arată? Se arată The Boss, iată Capricornul, energia Capricornului, șeful, da, vine aici, vorbim despre poate autorități cu care veți avea de-a face în această lună, poate să fie și o poziție de conducere pentru unii dintre voi. Poate vorbim despre forță și determinare, așa cum am văzut mai devreme și uite și planeta voastră guvernatoare iese la suprafață și anume Marte. Pentru unii dintre voi poate să fie, nu știu, scos la concurs un post pentru care să, nu știu, superior celui care activați acum și va fi un concurs într-un fel sau altul, da? Succesul este garantat, așa cum vedem, deci nu vă faceți probleme. Și vedem și balanța, următoarea energie, poate să fie vorba despre o decizie, poate să fie vorba despre sectorul iubirii sau, bineînțeles, despre cineva în această zodie sau poate cineva în rac, iată energia racului, o vedem aici. Energie de iubire și cu balanța și cu racul și vreau să spun de nu griji, de a avea grijă de cei din jurul tău, da? Vei fi în măsură să faci lucrul acesta. Mergem mai departe tot cu astrele și să vedem. Jupiter în Capricorn, opa, și încă una, o voi lua imediat, că tot suntem pe mișcare. Un Jupiter în Capricorn, așa cum spuneam, the control, da? Fie că vei fi în control în această lună, fie este nevoie să mai lași puțin controlul și să lași lucrurile pur și simplu să se întâmple. Jupiter vorbește despre expansiune, vorbește despre șanse, da? Și despre succes. Și o lună în Săgetător, foarte frumos, pentru că ea vorbește despre optimism, vorbește despre a-ți pune, da, cu tot sufletul acolo niște dorințe, planuri și așa mai departe și să nu renunți la ele pentru că, uite, ai toate șansele ca ele să devină realitate.
Bun, foarte bine. Până aici energia se pare că este foarte, foarte bună. Bineînțeles, fiecare depinde de la persoană la persoană și fiecare cum înțelege mesajul care vine din partea energiei colective sau a spiritului, așa cum îi spun eu, și fiecare după cum își face temele de casă, stabilitate, armonie și plantarea semințelor. Ia că te vedem aici. Niște începuturi foarte frumoase pot apărea la orizont pentru unii dintre voi, dragii mei berbeci. Și să vedem ce ne mai arată, dar avem și separation și longing. Fie că unii dintre voi ați trecut sau veți trece printr-o separare sau cineva, mă rog, de care v-ați separat, poate tânjește după ceva ce s-a încheiat sau poate sunteți voi care tânjiți după ceva ce nu mai este în realitatea voastră și iată cu anotimpul toamnei, poate fi cineva născut în anotimpul toamnei. Nu știu, după care plânge sau care plânge după voi, dar la fel de bine cu această carte, spiritul îți spune let it go. Dar nu te mai atașa de trecut, nu te mai ține legat de trecut prin aceste sentimente de, nu știu, dor, jale, vinovăție sau orice altfel de sentiment, pentru că îți îngreunezi până la urmă drumul de a merge mai departe. Și vedem alchimia, transformarea întunericului, dorului sau ce mai aveți fiecare pe acolo în lumină, poate a neîncrederii și iată, iar folosesc cuvintele alea de nu plac unora, asta e. Da, trebuie să le acceptăm așa cum sunt. Transformarea întunericului în lumină și a neîncrederelor în forță, așa cum am văzut pe bilețel, și mai vedem un fel de turn, da, unexpected, ceva neașteptat poate să apară la orizont, la fel de bine ceva neașteptat poate cineva neașteptat să ia legătura cu voi. O să vedem dacă se confirmă mesajul acesta sau nu. Vanity, ego, pride. Foarte interesant, da, poate că din cauza ego-ului, a vanității, a mândriei și așa mai departe, nu vă dați voie să spuneți ce aveți de spus unei persoane după care tânjiți sau viceversa. Mergem mai departe cu mesajul din, sau mesajele, pardon, din partea Doamnei Lună, ia câte două au și ieșit. Bring love into the situation, îți spune, adu iubire în această situație, lasă ego-ul, lasă mândria deoparte pentru că nu-ți fac bine, norocul este de partea ta. Vedem energia săgetătorului, am văzut-o și mai devreme cu luna în săgetător. Tot ceea ce trebuie să faci este să aduci iubire și optimism și de ce nu acceptare. Pentru că vedem niște schimbări majore, schimbări importante pentru unii dintre voi în această lună, dragii mei berbeci. Și ce v-am spus cu cartea lunii, ia că te se confirmă cu super luna, emoții puternice pot ieși la suprafață în această lună. Nu știu, vreți să picați pradă emoțiilor sau le controlați, așa cum am văzut cu energia Capricornului, asta va depinde doar de voi. You are good enough, îți spune, ești suficient de bun, crede mai mult în tine. Acum nu știu, poate sunt și cazuri în care butoanele vă sunt apăsate într-un fel sau altul, asta arată că mai sunt niște lucruri de rezolvat acolo la propria persoană. Stai, digere-le, înțelege-le, aprofundează-le, după care dă un răspuns conștient și nu reacționa așa pe pilot automat. Bun, mergem și mai departe și haide să vedem ce alte mesaje mai vin pentru luna iunie. E o eclipsă în Pești care vorbește despre liberul arbitru, vorbește despre schimbarea credințelor, vorbește despre a găsi scopul vieții sufletului tău, da? Pentru ce ai venit tu aici, urmează acea chemare, urmează acel scop. Foarte multă energie a săgetătorului, nu știu, poate unii dintre voi chiar aveți o influență majoră a săgetătorului în harta astrală. Cu soarele în săgetător de data aceasta mergem mai departe, adică mergeți voi mai departe în luna iunie căutând ceva nou, experiențe noi, ceva care să vă anime sufletul, să vă scoată poate din anumite stări în care ați picat până acum. Da, și un soare în vărsător, oportunități foarte frumoase de a pune în aplicare acele dorințe ale sufletului vostru și acele chemări. Da, și încă o eclipsă de trei ori, nu, a doua oară, categoric va mai ieși o eclipsă, vedem imediat, pentru că sunt, așa cum am spus, schimbări importante. Eclipsă în Scorpion, ceva pe parte de suflet, ceva pe parte de subconștient urmează să se schimbe. Sunt niște transformări importante, da, în această lună, poate, nu neapărat, uite, este o lună, nu este o eclipsă, nu neapărat că vor fi plăcute, confortabile și așa mai departe, dar categoric vor fi foarte utile.
O lună în gemeni, da, despre ea vorbeam mai devreme și vorbește despre indecizie, da, răsplicea de drumuri, să rămân sau să plec, nu știu, în locul în care sunt, mă mai regăsesc sau nu mă mai regăsesc, hai să fiu onest cu mine. Am ceva de vindecat, am ceva de alchimizat acolo sau îmi iau bucceluța în spate și mă duc într-o altă direcție. Fiecare va răspunde la această întrebare după propriul său compas interior. Ghidarea, iată-te, ghidarea din partea spiritului este alături de voi, spune Osho. Ascultă-ți intuiția, așa cum am spus, urmează calea pasiunii tale cu asul acesta de bâte și mergi într-o direcție unde sufletul îți spune că trebuie să fii sau că îți va face mai multă plăcere. Cu un 6 de săbii, poate pentru unii dintre voi această ghidare are legătură și cu distanțele lungi, nu este obligatoriu, dar mesajul vine și confirmat oarecum și cu cartea aceasta a lumii. Unii dintre voi poate veți încheia un capitol, un ciclu din viața voastră și vă veți hotărâ să mergeți mai departe ascultându-vă de data aceasta intuiția și sufletul cu cartea lumii care apare din nou în a voastră citire, da, și cu treiul acesta de bâte, experimentarea, planuri de viitor, apar niște lucruri faine, da, apare acea sclipire sau luminiță de la capătul tunelului care să te facă pe tine să revii cumva la viață. Pentru că vedem aici partea aceea din voi, a unora dintre voi, evident că este citire generală, care nu simte că nu se poate integra, nu este locul, nu se simte bine acolo și atunci sufletul spune, bă, ok, fă o schimbare de peisaj, fă o schimbare radicală, ți oferă oportunitatea, ocazia să faci lucrul acesta. O faci sau nu o faci, asta nu mai știm, nu avem de unde să știm noi, asta doar tu știi. Mergem mai departe și să vedem din partea lui Cooper Deck ce mesaje avem. Da, luarea unei hotărâri importante, vedem pentru unii dintre voi, dragii mei berbeci, sau așa cum am spus, niște instituții de stat cu care veți avea de-a face în această lună. Un nou drum se deschide, o oportunitate foarte faină vine către voi. Este un drum care va duce la o schimbare și mai profundă a ființei voastre, dar un drum care vă va duce la lumină, vă va duce la soare, la reușită și la o nouă etapă a vieții voastre. Și vedem și femeia principală. Mi-atrage atenția numărul 2, un fel de mare preoteasă, spune, ascultă-ți intuiția și dă-ți voie să mergi mai departe. Acum nu știu dacă voi vă gândiți la această cucoană, este aceeași cucoană și în poză și aici, da? Sau această cucoană care joacă sau a jucat un rol important în viața voastră se gândește la voi. Poate să fie cineva de la drum și cartea curtoaziei, acum nu știu dacă se gândește să vă curteze sau nu, asta o să vedeți fiecare în parte și mesaj de îngrijorare. Păi ce, omul vrea să te curteze și tu îți faci griji? Probabil îți faci griji pentru că nu ai destulă încredere în propria persoană. Este ceva de genul, ok, nu știu ce vrea ființa asta de la mine, da, nu știu, mă încântă, îmi place, dar nu sunt demn de lucrul acesta, da, pentru că mai am ceva acolo, neîncrederi vis-a-vis de propria persoană, repet, nu e pentru toată lumea. Și atunci ce fac? În loc să stau să-mi plâng de miră sau să închid ușa în nas acelei persoane, mă voi apuca să lucrez cu propria persoană. Mergem cu Lenormand mai departe și să vedem, hop, și el, da, vine o ofertă, o oportunitate către voi, spune și Lenormand același lucru, este o ofertă frumoasă din ceea ce vedem, doar că vedem o stare de agitație, aici furia se numește această carte, nu știi cum să primești această ofertă, poate n-ai mai primit o ofertă de genul acesta vreodată în viața ta, nu știi cum să gestionezi aceste lucruri, prea bun, prea frumos ca să fie adevărat, ce mă facă, Doamne, cu manifestarea mea. Manifestarea este bună, oferta este faină, este o șansă foarte faină, din nou numărul 2 îmi atrage, da, numărul 2 este pe această carte, îmi atrage atenția și spune, măi, ascultă-ți intuiția, dacă sufletul îți spune că este de bine, dar maimuța nu știe ce să facă cu ceea ce observă acolo, eu spun să ascult eu, mă rog, spiritul spune să asculți intuiția. Bun, și vedem cartea sicriului, poate vorbi despre o încheiere de situație sau poate să fie o ofertă din partea cuiva cu care ai încheiat niște treburi. La fel de bine ne poate spune, vă poate spune, da, că despre voi este vorba, spiritul că urmează sau se apropie încheierea unei perioade destul de dificile din viața voastră. Au fost foarte multe suișuri, au fost foarte multe coborâșuri acolo, urmează drumul să fie din ce în ce mai limpo, fiind și confirmarea faptului
că se poate ieși la lumină, da? A fost o perioadă ceva mai întunecată a vieții voastre. Uite, corabia, vine speranța, vine oferta, vine ceva fain către voi. În sfârșit, iese soarele și pe strada voastră. Mergem mai departe și haideți să vedem. La rădăcina primului pachet de tarot sunteți fix voi. Foarte interesant, cu cartea împăratului, da, care reprezintă autoritatea și dă de sub, iată, treiul de bâte, alianțe și parteneriate. Da, pot fi parteneriate, alianțe pentru unii dintre voi, care vor duce, iată, chiar și la schimbări pe parte financiară, ceea ce zic eu că este foarte bine. Șaptele de săbi, iată, îl vedem aici, poate să fie și o teamă de trădare sau o teamă de pierdere în cazul unora dintre voi, poate să fie și o teamă de relație. O să clămurim noi lucrurile și vedem și chakra 2, chakra, eram să zic plexului solar, sacrală, știți foarte bine cu ce se ocupă și în centrul citirii voastre, chakra rădăcină. Zona de confort o vedem foarte, foarte clar aici. Acum nu știu dacă unii dintre voi stați în anumite situații doar pentru că există o zonă de confort sau doar pentru că există niște atașamente pe chakra 2, pe chakra sexualității. Fiecare va vedea lucrul acesta și uite pasiunea, uite iubirea, uite flacăra care apare la orizont, dar există și pe partea cealaltă acele temeri, acele frici, oh my God, pe care le vedem. Trei cărți au ieșit, Cartea Lumii, Roata Norocului și Asul de Cupe cu Asul de Bâte pe care l-ați văzut mai devreme și poftim la rădăcina pachetului încă un 2. Va trebui să luați o hotărâre, ce alegeți de data aceasta, pe ce ușă intrați, închideți total și complet niște sectoare și capitole din viața voastră, niște povești și atunci produceți o schimbare pozitivă și majoră în viața voastră, urmând iubirea și pasiunea, sau rămâneți în zona de confort, fiecare va face fix cum dorește. Bun, mergem mai departe la al doilea pachet de tarot, da, și vedem spânzuratul, schimbarea de perspectivă, iluminarea sau poate teama de a lua o hotărâre și atunci tot amân niște lucruri. Ce avem de desubt? Tot pe voi vă avem de data aceasta sub aspectul acesta al regelui de bâte. El își face planuri de călătorie, dar pentru asta fie trebuie să-și schimbe felul în care se vede pe sine sau vede o situație, fie își pune singur bețe în roate. De ce? Pentru că este teamă să se deschidă, să primească ceea ce vrea să vină către el, orică sunt bani, orică e altceva. Le vom lămuri imediat și haideți să vedem. Why is the five of pentacles here? Why everything is curious? Ok, și vedem un paj de data aceasta de monede. Sunt vești sau discuții legate de bani care vin către voi. V-am spus, apare o schimbare pe parte financiară, poate să apară și o schimbare de direcție, de drum pentru unii dintre voi prin investiție în propria persoană. Dă-ți voie să investești în tine, dă-ți voie să înțelegi că ești suficient de bun. Și spiritul te va recompensa într-un fel sau altul. Nu mai trăi în teamă, nu mai trăi în frică, nu mai trăi în spatele măștilor pe care le-ai creat până acum, spune spiritul. Tu ești singurul care manifestă tot ceea ce manifestă. Ceea ce pui pe masă, aia vei mânca. Ceea ce gândești, ceea ce simți, aia vei culege. Da? Avem șasele de monede lângă șaptele de săbii de desubt. Ia vezi tu din ce energie manifesti realitatea ta. Și atunci n-ai să te mai plângi că se întâmplă niște treburi, da? Ia că te vedem un 5 de bâte de data aceasta. Poate să fie o agitație la nivel de suflet, pot fi ego, îmi spune spiritul. Poate să iasă o țâră de ego la suprafață când vine vorba de relații sau parteneriate de lungă durată. Pot fi niște conflicte acolo în această lună, dar sunt din cauza ego-ului și sunt din cauza fricilor. Retrage-te, stai tu puțin cu tine. Vezi ce anume te pasionează, vezi ce anume vrei să creezi. Uită-te în jurul tău și vezi dacă ceea ce vrei se manifestă. Observi în jurul tău și dacă nu, schimbă energia din care creezi, schimbă gândul, schimbă cuvintele, schimbă frecvența, că altfel nu se poate. Și v-am mai spus, iată confirmare pe chakra rădăcină, vedem 4 de monede, regele de bâte. Da, vreau să mă duc, vreau să explorez, vreau să fac, dar ce să vezi, ciuciu, nu mă deschid, nu deschid cufărul ăla, nu se poate. Trebuie să ieși din frică, trebuie să ieși din zona de confort.
Of, Doamne, câte abdomene am să fac eu. Am schimbat niște treburi pe aici și mi-e puțin ciudat. Nu mai știu, ieși în zona de confort, că altfel nu se poate. Da, vine iubirea, vine pasiunea, simți lucrul ăsta, îl simți din toți rărunchii, doar că nu-i dai voie să se manifeste sau nu-i dai voie să se manifeste până la capăt. Dai mesaje mixte universului și nu mai știe ce să facă cu tine. Haideți să vedem mai departe. Why is the world here? Thank you, Spirit. Să mergem și să vedem. The Nine of Wands. Da, 9 de bâte. Da, vedem că ai trecut prin foarte multe lucruri. Vedem că ai obosit. Ești foarte, foarte aproape de încheierea acestui capitol. Am văzut muntele, am văzut cartea sicriului. Iacă-te. Vedem și confirmarea încă o dată cu un 6 de săbii din partea spiritului. Mai ai foarte puțin și vei închide ușa acestei perioade din viața ta. Schimbarea aceasta pozitivă îți bate la ușă, oh my god, pe roata norocului, turnul cu 4 de bâte. Poate să fie ceva neașteptat legat de un parteneriat, un succes neașteptat, o reușită neașteptată sau ceva legat de o relație solidă, stabilă, de lungă durată, cum vreți voi să interpretați acel 4 de bâte. Bun, și vedem un cavaler de bâte. Pot fi niște mesaje, da, care vin către voi, pot fi mesaje de iubire, nu știu, pentru că sunt pe asul de cupe, poate să fie ceva nou care se îndreaptă foarte repede către voi, dar uite și frica, teama, anxietatea cu 9 de săbii. Repet, nu știi ce să faci cu ceea ce ai manifestat sau urmează să manifesti și va trebui să iei o hotărâre. Ori stau în frică, ori aleg să mă deschid total către iubire. Este frica ta de a fi înșelat, frica ta de a pierde. Că este vorba de o relație sau este vorba de un parteneriat, frica își spune cuvântul din ceea ce vedem. Și trebuie să găsești, iată, forța de a depăși ceea ce s-a întâmplat în trecutul tău. Lasă-l acolo în urmă. Forța de a te ridica de acolo de jos, de unde te simți tu lăsat a nimănui și să mergi mai departe și să te deschizi. Da, să te deschizi, poftim, către ce? Către iubire, asul de cupe, îl vedem la rădăcina pachetului. Mergem mai departe, da, m-am bălăgânit puțin, scuze. Mergem mai departe cu amorul ghebos și haide să vedem ce avem. Pay attention to the red flags, da, atenție la semnalele de avertizare, ascultă-ți intuiția, dar la fel de bine vă vedem. Băgați acolo sub această pălărie, sub acest zid, sau nu sub, în acest zid, dincolo de acest zid pe care l-ați creat, pentru că există foarte multă teamă, există nevoia de a controla fie relația, fie felul în care simțiți vis-a-vis de ceva sau de cineva. Dă-ți voie să cere ajutorul, cere ajutorul prietenilor tăi, cere ajutorul persoanelor de specialitate, nu știu, pentru a putea să te deschizi și a-ți despovăra sufletul. It's time, da, e vine momentul să te eliberezi, free yourself, eliberează-te și preia controlul vieții tale, pentru că deocamdată altceva te controlează, este neîncrederea, sunt fricile, sunt energiile din trecutul tău, așa cum vedem. Da, cineva din trecut e foarte posibil să ia legătura cu tine și să dorească o împăcare. Nu știu, ascultă-ți intuiția, ți-o spune foarte, foarte clar și healing family issues este ceva de vindecat pe parte de familie. Give your relationship a chance, da, cineva mai vrea o șansă în relația cu voi. Nu știu dacă ați fost într-o căsnicie sau nu cu această persoană sau o relație pe termen lung, fiecare știe prin ce a trecut. Mergem mai departe și haideți să vedem ce mai avem. Da, nevoia de siguranță, nevoia de protecție, chakra rădăcină, am văzut-o acolo. De acolo trebuie să ieși și să intrați în forța și în puterea voastră. Este ceva de curățat, este ceva de vindecat. Până n-ai să lucrezi cu tine, n-o să se întâmple lucrurile acestea. Și vedem și călătoria, drumurile lungi care se arată pentru unii dintre voi. Și asumarea unor riscuri, nu știu, să-ți asumi riscul de a te deschide pentru un drum lung, pentru o schimbare majoră în viața ta sau cineva își asumă până la urmă un risc pentru că vede un potențial în tine sau viceversa, da? Vorbim despre a observa, a simți acel potențial și a-ți asuma riscul să spui da. Ai nevoie de ceva timp cu tine, ai nevoie să-ți pui gândurile în ordine și să te regăsești, să înțelegi exact ce vrei de la viață, ce vrei de la tine. No, bine, mergem și mai departe și haide să vedem și de aici ce alte mesaje avem. Aprecierea propriei persoane întotdeauna este extrem de importantă, aprecierea a ceea ce ai.
aprecierea a ceea ce ești, ce ai fost și ceea ce vei fi. Sunt acele momente de recunoștință în care tot vă spun că măcar 5-10 minuțele pe zi să stați și o să facă o mare diferență și schimbare în viața voastră. Iată-te, curajul, da? Plexul solar apare aici cu arhanghelul Samuel, cred că se numește, n-am aflat nici acum toată ția în limba română, nici măcar nu contează. Da, vorbim despre curajul și forța interioară, numărul 37, 37, 70, poate de a închide ceva și a merge mai departe. A învăța poate niște lecții importante și a urca mai sus, încă o treaptă și încă o treaptă. Este incredibil, acum va trebui să mă ridic. Dragii mei, asta este, mă așteptați să revin în prim plan. Uite pentru ce a trebuit eu să plec de la cârmă, pentru iubire. Da, pentru iubire se arată niște lucruri acolo. Se deschide poarta către iubire, ea se deschide, dar important este să te mai deschizi și tu. Iată-te, victorie, succes, reușită, așa că spiritul îți spune, nu-ți fie teamă să alegi iubirea pentru că este reușită și vedem și perechea perfectă, da? Fie două persoane cărora le place să citească, să studieze foarte mult, fie două persoane în zodie de aer, vedem aici, sau mă rog, persoane care au lucruri în comun, e perechea perfectă, o relație care va fi cu succes și cu reușită, așa cum am spus, și din nou îți spune, ascultă-ți inima, ascultă-ți intuiția și nu fricile. Mei, mergem și mai departe și nici am apucat să le amestec. No place like home. Nicăieri nu este ca acasă, da? Este sentimentul acela de confort, de liniște, de fiecare cum interpretează acest acasă. Despre asta vorbim, cam asta, da? Te așteaptă pe tine acolo la finalul acelui drum care se deschide în această perioadă. Mai foarte, foarte puțin. Vedem că a fost perioada grea, da? Te-ai cam rupt în bucăți acolo, dar spiritul îți spune nu ceda. Mai e foarte puțin și această perioadă se încheie. Ascultă-ți sufletul, ascultă-ți intuiția. V-am zăpăcit în această citire cu lucrurile astea, dar observați și voi de câte ori repetă spiritul că poate, până la urmă ajunge mesajul acolo unde trebuie. Nu este, știți foarte bine, aplicația TikTok, vine momentul, timpul divin să-ți asculți sufletul și să închizi odată niște capitole din viața ta și să nu te mai uiți, să nu te mai întorci acolo. Un nou sezon, un nou anotimp vrea să vină către tine, deschide ușa creștine, uite, iar turnul, a change in the window, schimbare, apare la orizont. Și să vedem și mesajele din partea îngerilor pentru dragii mei berbecuți, pentru această lună Roșel, care îți spune în felul următor, cu cât vei onora mai mult ghidarea inimii tale, da, și bineînțeles a intuiției, cu atât prosperitatea va intra mai ușor în viața ta. Ascultă-ți sufletul, ascultă-ți inima și Fiona care îți spune, acum că ai cerut ajutorul îngerilor, fii deschis să primești asistența și ghidarea divină pentru că le meriți. Și mai avem și Sonia, care vine cu un mesaj din partea unei persoane dragi ție, care nu mai este printre noi. Acea persoană la care te-ai gândit, evident, în acest moment și spune că este bine, este în pace, te iubește foarte mult și te roagă să nu-ți mai faci griji, pentru că știe că va fi totul bine. Așa că nu-ți mai face griji și căluțul negru mistic îți spune să nu te oprești. Indiferent de situație, indiferent de obstacole, nu sunt obstacole, sunt doar niște provocări, nu te opri, așteaptă-te la soluții miraculoase. Și să vedem și zdrângănele, trâncănele, dragii mei, ce anume se arată de la zdrângănică, trâncănică pentru voi, pentru această lună iunie. Sper că nu i-am zis mai până acum. Ok, uite, cel mai mare fluture, uite transformarea prin care unii dintre voi veți trece în această lună și tot vorbeam de lună, iată încă o dată luna, dar poate aveți unii dintre voi legătură, nu știu, cu racul, ceva de genul acesta și uite, mă rog, crucifixul pe care fiecare îl va interpreta așa cum dorește, interpretarea clasică, da, și cumva general valabilă este de credință.
și mai vedem și schimbarea pe partea financiară în această lună pentru voi. Dragii mei berbecuți, acestea sunt mesajele care au vrut să vină pentru voi pentru luna iunie 2024. Dacă v-au plăcut, dacă ați rezonat cu mesajele, dacă au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați butonul de apreciere și distribuire a acestui videoclip și eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest lucru. Aștept bineînțeles comenturile voastre în secțiunea de comenzi și până data viitoare știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc!